Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport, la Agro TV. Foarte multe întrebări din partea dumneavoastră. Țin să vă mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți și sunteți atenți la ce se discută în cadrul emisiunii noastre. Așa cum știți, am creat o obișnuință ca în fiecare seară de marți să discutăm despre accesarea fondurilor europene. Venim în fața dumneavoastră cu consultanți care sunt gata să vă răspundă vis-a-vis de întrebările, de nedumeririle pe care le aveți vis-a-vis de ce trebuie să faceți pentru a primi bani din partea PNDR-ului, care sunt măsurile cele mai accesate, ce condiții trebuie îndeplinite, dacă vă încadrați, în ce condiții vă încadrați, ce trebuie să faceți, pentru că, așa cum este normal, mai e nevoie întotdeauna de o ajustare, de venit cu ceva în plus pentru a putea să devii eligibil și pentru a putea obține banii aceștia europeni meniți să vă dezvolte afacerea, să vă crească șansele să fiți tot mai competitivi dacă stăm să ne raportăm și la o piață liberă, acolo unde România a devenit jucător și sperăm noi să fim un jucător important pe această piață, nu doar un simplu spectator sau telespectator. Și mai mult, ceea ce oricum discutam și acum câteva săptămâni și colegii mei au atras atenția, cei care vor să înceapă o afacere în agricultură nu ar trebui totuși să dea un search pe Google sau să se uite pe diverse pe rețele de socializare ca să spună super business, în 2 ani de zile deja îți faci vacanța pe Costa de Azur. Poți să ți-o faci, dar dacă ai niște bani puși deoparte, nu dacă exact urmărești. Adică afaceri la cheie cu 2000 de euro, cu 5000 de euro, numai lapte și miere. Ca să ajungi la lapte și miere, trebuie și vaci și albine, mai trebuie să ai și grijdele, să le dai de mâncare, să mai plătești oameni, să mai plătești taxe și impozite și și multe altele. Haideți să vedem ce măsură dorește să acceseze domnul Dan. Este un telespectator din județul Maramureș. Dumnealui are o întrebare sau mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Bună seara! De la Ulmente, la Baia Mare sunt. Da? M-ar interesa dacă aveți informații în legătură cu posibilitatea depunerii proiectelor pentru apicultură, respectiv măsura 6.3 care a fost în anul acesta, pentru anul care urmează. Pentru la anul, în primul trebuie să așteptăm finalul acestui an, să vedem ce analiză face AFIR vis-a-vis de fondurile care mai sunt disponibile și sigur undeva luna ianuarie-februarie sau la sfârșitul acestui an vom afla ce sumăsuri se vor mai deschide. Acum, dacă e să facem o analiză logică pe sumăsura 6.3 și știm cu toții, pe această sumăsură nu au fost cheltuite toate fondurile și sperăm, sau din informațiile noastre, se pare că se va redeschide și la an. Vă mulțumesc! Bine, mulțumim și noi pentru telefon. Seară bună, numai bine. La fel, Doamne ajută. Doamne ajută. Să rămânem tot în partea de nord a României. Un telespectator din Satu Mare de data aceasta dorește să vă spună următoarele lucruri. Am plinit vârsta de 41 de ani. Dorește să depună un proiect. În momentul de față lucrează 11 hectare în proprietate, 20 în arendă. Nu are animale și este interesat să acceseze fonduri europene. Dumnealui are ca și reședință satul Ghenci. În primul rând, că, având 41 de ani, singura măsură la care se mai încadrează este 4.1, investiții în exploatațiile agricole. 6.3, pardon. La 11 hectare proprietate și 20 arendă depășește numărul de souri. Da, depinde cu ce le are cultivate, dar și pe o medie de un 500 de nu sare de 12.000, că între 4.000 și 12.000. Da. Da. Ideea este că da, vârsta la ajută, iar la dimensiunea asta ar fi păcat să nu accedă către acum depinde și, 4.1. Depinde și ce are, ce cultivă pe aceste terenuri. Ca să facem un calcul, deci la un, chiar și la o medie de 500, la 31 de hectare ar avea 15.000 de
ESO-uri, deci a depășit chiar și 6-3. Îi rămâne numai 4. Îi rămâne 4. Doar măsura 4-1, investiție în exploatații agricole. Dar din nefericire aici, datorită vârstei, nu poate avea acel bonus de 20% decât pentru zona defavorizată, dacă ar avea zonă cu constrângeri. Și ar putea să meargă 70-30, ar putea să meargă, fi având în vedere că este fermă mică până la, presupun că este vegetală. Presupun că este vegetală. Specifica că nu are animale. Și că nu are animale. Ar putea să meargă până la 500.000 de euro. 70-30. Restul, ar trebui normal în spate să aibă o persoană juridică, minim persoană fizică autorizată, să facă un transfer de exploatație normal dinspre persoana fizică către persoana juridică și cam atât. Bun, haideți să stăm de vorbă cu un alt telespectator din Câmpul Lung Mușcel, domnul Mareș. Bună seara! Să trăiți, bună seara! Să trăiți dumneavoastră, vă ascultăm! Am și o întrebare a dumneavoastră. Am un hectar de teren fânețe, mai mult este, și aproximativ 30 de capre mature. Ce trebuie, ce pot să fac și eu ca să îndeplinesc niște condițiile noastre ca să pot să fiu ajutat să fac grajduri mai mari pe terenul respectiv, să fac mai multe ce-mi trebuie. Să avansez cu animalele mai multe. Ce vârstă aveți dumneavoastră acum? 48. Mulți înainte. Cred că sunt măsura 6-3, un minim de 4.000 de souri, cred că le face dânsul, le faceți. Și dacă sunt deja caprine montate, ați avea 100 de souri pe cap, înseamnă că ați avea undeva la 3.000 de souri din cele 30 de capete de capră. Plus hectarul de... Plus un hectar de pășune, ați avea un 3.200-3.300, sunteți deja la limită chiar și pentru măsura 6-3. Adică pentru ar mai trebui câteva capete? Ar mai trebui undeva la 10 capete. Și puteți taxa cu măsura 6-3 dacă aveți minim 24 de luni decât sunteți înregistrat la APIA. Dar atenție, dacă vreți să faceți modernizarea sau... să construiți un nou adăpost pentru animale, intrați pe incidența la ceea ce vă povesteam cu zootehnia, cu distanțele față de ultima casă. Nu, că eu am într-un câmp, adică terenul unde vreau să fac. Bun, deci sunteți în regulă. Atunci, singura completare este ca acolo unde aveți să dețineți un număr cadastral sau o poziție în registru. Da. Și atunci v-ați... Și atunci v-ați încadra la măsura 4.1, investiție în exploatații agricole, pe partea de sector zootehnic. Sunteți o fermă mică, așadar veți putea merge până la 500.000 de euro. Acum, având în vedere că aveți 41 de ani, nu veți lua iar bonificația de 20%? Nu, 48. Deci nu veți lua bonificația. Dacă sunteți zonă defavorizată, puteți să mai mergeți cu încă 20%, deci puteți să ajungeți la 70% finanțare din partea finanțare nerambursabilă și 30% dumneavoastră. Terenul din partea părinților moștenire mă ajută la ceva? Da, cum să nu. Orice teren adăugat aici vă apropiați de acele... ESO-uri, minim 4.000. Până am, pentru a accesa orice sub măsură, vă trebuie minim 4.000 de ESO-uri. Da. Bun, cam asta a fost, deci mi-ar trebui ceva, am înțeles că am ce mi-ar trebui și acum o să mă documentez și mă întreb și pe cineva să vedem cum... Da. Deci vă trebuie oricum minim 4.000 de ESO-uri. Da. Bun, mulțumesc frumos. Mulțumim și noi pentru telefon. Seară bună. Domnilor, haideți să îi răspundem și doamnei Diana Elena Petruț. Dumnea ei ne scrie așa: la măsura 4.1, finanțare proprie de 10% din proiect, trebuie să ai bani în bancă sau se calculează din ceea ce deții? Animale, utilaje, terenuri. Suntem PFA dintr-o zonă defavorizată din județul Hunedoara și am încheiat anul 5 de la măsura 1.4.1. Nu. Aportul în natură este acceptat
numai pe partea de pomicultură, 4.1a, dar și aici într-o anumită proporție, nu tot. Așadar, acești bani de 10%, într-adevăr, trebuie să existe și trebuie demonstrați în momentul în care se semnează contractul de finanțare. Până când nu se aduce acea dovadă, nu se va semna contractul de finanțare. Mai mult, 50% din acești bani se vor bloca în favoarea AFIR-ului și se vor debloca, mă rog, la ultima tranșă de plată. Bun, haideți să stăm de vorbă și cu un telespectator din Călăraș. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Ionel. Da, domnul Ionel. Da. Vă ascultăm. Am 37 de ani. Da. Am o societate comercială pe care avem proprietate vreo 46-47 de hectare. Suntem doi acționari, 50%. Puteți să mai repetați o dată suprafața, vă rog? 46 de hectare. 46. Da. Suntem doi acționari, 50% cu 50%. Da. Și tot încercăm să luăm, să achităm și noi un fond prin măsura 4.1. Da. Dar ni s-a spus că ar trebui ca unul dintre noi să fie acționar majoritar. Așa, da. Este. Așa este. Măcar așa este. 50+1. Adică 51-49, ca să fim mai... La 49. Da, da. Am deci, înțeles. Unul din dumneavoastră trebuie să-i cesioneze celuilalt măcar 1%. Și ideal să-i cesioneze celui care are... Vârsta, și care întrunește condițiile. Unul și vârsta și după aceea pregătirea profesională de rigoare, pentru că aici apare o foarte mare problemă și fiți foarte atent. Nu se ia ca și punctaj dacă, să spunem, acționarul are... 37 de ani, da, iar pentru partea de pregătire profesională aveți un administrator care are, care are studii de specialitate. Nu, dumneavoastră sunteți cel care are... Eu sunt administrator, am studii de societate, acel curs de 3 luni de zile. De formare profesională. De 3 luni de zile. Primiți punctajul pentru formarea profesională. Da. Am înțeles. Și tot mai avem o problemă. Da. Legat vânzarea a 50% din marfă prin un procesator intern. Un procesator care face parte din OIPA. Și asta este o problemă generală la... Păi nu. Stați un pic, că nu trebuie neapărat să vindeți numai prin el. Dumneavoastră însăși puteți deveni membru OIPA participând într-o asociație profesională care face parte din OIPA. Vă dau un exemplu care îmi vine acum la îndemână. Puteți face parte din Asociația Fermierilor din România. Da. Și da. Asociația Fermierilor este membru al OIPA. Și atunci dumneavoastră automat deveniți membru al OIPA și primiți acel punctaj pentru OIPA. Așa este. Dar ca să primești acel punctaj trebuie să vindem minim 50% din producție către un procesator care face parte din OIPA. Păi nu, în momentul ăla dumneavoastră deveniți membru OIPA. Și vânzarea o faceți dumneavoastră direct, ca membru al OIPA. Exact, dar către cine? Tot către procesator trebuie să facă. Da, da, da. Dar nu mai trebuie să vă încurcați cu un procesator din cadrul OIPA. Asta încerc să vă explic. Că sunt și soluții care să vină în sprijinul dumneavoastră. Deci eu dacă devin membru OIPA, da. Mă scriu și devin membru OIPA, da. Nu trebuie să mai vând către un procesator... Nu. Pentru că de dumneavoastră, oricum, ca să câștigați punctaj, sau normal, ar trebui să vă gândiți și la partea de procesare și atunci deveniți în sine și procesator, pentru că o să aveți cod CAEN pentru procesare și atunci implicit, dumneavoastră, sunteți membru OIPA, sunteți și procesator. Pentru un punctaj suplimentar. Dar trebuie să ne facem noi procesare în cazul ăsta. Ideea este, cum să vă spun, dacă nu o să vă faceți procesare, iar dacă colegul meu spunea mai devreme, vorbim pe românește, n-aveți nicio șansă dacă nu vă faceți parte atenție, de procesare. Nu, atenție, procesare, trebuie să vă spunem că procesare puteți avea și o celulă de depozitare cu parte de curățare, adică aduceți o îmbunătățire, faceți o procesare primară. Am înțeles. Puteți să faceți mă rog, să vă gândiți și la cu totul și cu totul altceva. Sau de tratarea seminței. Dar oricum aici sunt, într-adevăr, sunt anumite specificații care au fost introduse
în ghidul solicitantului pe 4.1, chiar în timpul măsurii, în care sunt specificații foarte clare și au început să excludă această parte de tratare a seminței și așa mai departe. Am înțeles. Ce vreau să vă sugerez de cei doi colegi ai mei, ar fi bine să încercați împreună cu consultantul dumneavoastră să luați cât mai multe puncte, pentru că ați văzut că bătălia este destul de mare pe măsura 4.1 și atunci e bine să atingeți din fiecare câte ceva, adică, sau uitați, cât mai multe. Trebuie să atingem partea asta cu procesare, că fără partea asta nu atinge punctaj. Corect. Adică și nu numai punctaj, dar să știți că nu trebuie să vedeți neapărat doar ca punctaj, să vedeți ca o corvoadă. Chiar astăzi a fost un reportaj chiar la AgroTV, exportăm grâu și aducem pâine. Adică trebuie să vă gândiți că totuși ați avea o valoare adăugată. Și ce se întâmplă este o corvoadă, pentru că colegii mei de Brazil, care au făcut proiecte, au dus la o moară din București, care este membru OIPA, asta fiind singurul procesator mai apropiat de Călăraș, să zic așa, membru OIPA. Și în timpul campaniei au trimis înapoi camioanele cu cereale, cu grâu, de exemplu, spun că nu este calitativ. Fermierul, care este vina lui? El ce a făcut datoria? A însămânțat, a dat îngrășăminte. Aici e o întreagă discuție, totuși, și poveste. Și s-a este și un mic monopol, ca să fim, să spunem, punctul pe intru, fel sau altul, și sunteți la mâna dânșilor. Eu am înțeles ce vreți să spuneți dumneavoastră. Este un mare monopol, nu este un mic monopol, este un mare monopol, pentru că am zis cu ghilimele de rigoare. Dă și un preț mai mic decât al pieței, decât prețul real, și te condiționează la aceste calități pe care... Vedeți dumneavoastră, și noi încercăm să luăm un punctaj, după aceea dânsii încearcă să ne constrângă. Eu personal, ca idee, am susținut la una dintre întâlnirile de grup, din grupurile de lucru de la MEADR, ca să fie scoasă această prevedere din ghidul solicitantului, pentru că, într-un fel sau altul, am creat anumite forme asociative doar purtătoare de ștampile și de îmbogățit. Sau acel procesator să-ți dea o negație la mână prin care spune că marfa ta nu corespunde calitativ pentru planificație, dacă e vorba de grâu, să zicem, și în momentul ăsta să-ți spui, vinde marfa oriunde pe piața internă. Oriunde, că e multinațională, că e alt procesator, să poți vinde marfa oriunde. Eu acum, din ce am înțeles ce v-a spus colegul ca idee, dumneavoastră ați mers pe varianta OIPA, dar dacă alegeați varianta colegului, eu cel puțin așa am înțeles că putea să vindeți către oricare alt procesator, dar aici lucrurile sunt împărțite sau contează foarte mult și cât a știut consultantul dumneavoastră la acea dată. Și foarte atent, ideea este că în momentul în care faceți oricum această OIPA, trebuie să aveți, să fiți foarte, foarte bine, să știți obiectul de activitate. Și vă dau un exemplu, oarecum... Dacă dumneavoastră, să spunem, cultivați porumb, iar obiectul de activitate al OIPA este pe grâu, deci merg la extrem, atunci nu o să fie eligibil. Adică trebuie să căutați o organizație care se mulează pe ceea ce produce dumneavoastră, pentru că au fost proiecte care au fost respinse tocmai pe acest motiv, pentru că nu au fost respinse, nu s-a primit punctajul, pentru că ați fost înscris într-o OIPA unde dumneavoastră, de fapt, nu aveați absolut nimic. Și acum, cred că am înțeles destul de bine că de dumneavoastră încă nu ați accesat, aveți o experiență a celorlalți colegi. Din 2018, după 1 ianuarie, mă urmăriți în continuare AgroTV, dacă vreți să luați legătura cu băieții din platou, din redacție, sau cu unul din noi, sau cu cine doriți dumneavoastră, pentru a vă face un proiect așa cum vă doriți dumneavoastră. Am înțeles. Dacă se poate, cu ceva plăcere. Și încă o întrebare. Scurt, haideți că mai avem și alți telespectatori care doresc să intervină în emisiune, vă rog. Știți cumva când va apărea nou ghid pentru PNDR, pentru anul ăsta sau pentru PNDR? Deci, asta e o întrebare pe care, scuzați-mă că vă spun, mai ales că sunteți de specialitate, n-ar trebui să o puneți, pentru că noi, consultanții, știm cam ce prevede acel ghid. Dacă dumneavoastră așteptați apariția ghidului, deja sunt niște timpi foarte prețioși pe care i-ați pierdut. Sunt timp morți.
Am înțeles. Am dar în principiu undeva după 15 așa ianuarie... Fătuit. Așa am fost fătuit, cum sincer, pe plan local. Așa este. Apariția ghidului consultativ. Un ghid poate aduce față de anul precedent anumite ajustări, funcție de politica pe domeniul respectiv, dar baza în proporție de 95% e aceeași. Adică ca să vă dăm un exemplu și apoi încheiem, să spunem dacă până acum s-a atins, când ziceam de indicator de monitorizare, să spunem dacă s-au atins indicatorii de monitorizare pe legumicultură, atunci nu vor mai puncta legumicultura, vor puncta cerealele. Dacă s-a atins pe vaci de lapte, nu vor mai puncta vacile de lapte și vor puncta păsările. Adică aici or să apară modificări, pentru că în sine ceea ce înseamnă fișa măsurii, ceea ce înseamnă fișa măsurii și ghidul solicitantului și reglementările sunt conform unui regulament european, unor ordine de ministru care nu se schimbă de pe o zi pe alta pentru că nu au cum. Ele în sine, cum a zis și Marian, 95% rămâne la fel, se mai schimbă doar anumite elemente. Mai mult, s-ar putea ca ghidul să rămână la fel, să se schimbe procedura de verificare, procedurile de plăți și așa mai departe, care nu vă interesează în momentul în care depuneți proiect. Da, am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Bine, mulțumim și noi pentru telefon. Seară bună, numai bine. Domnilor, haideți să îi răspundem și doamnei Alina Petruț. Este din localitatea Șoim, județul Bihor și dorește să o ajutați cu câteva informații, cu câteva lămuriri. Ne spune așa, soțul meu are 45 de ani, are un efectiv de 10 scroafe pentru reproducție, un vier, 10 grăsuni, 2 cai, 3 hectare de pământ arabil. Aș dori să știu la ce măsură se poate încadra și ce trebuie să facă pentru a accesa fonduri europene. În primul rând, ce vârstă ar avea dânsa? Pentru că ar fi interesant și acest lucru. Nu ne spune vârsta dumneei, aflăm numai vârsta soțului, 45 de ani. Cred că are un minim de 4.000 6-3 sau 4-1 da. Deci deja are 4.000 de la cei doi cai. Da, 4.000 de la cei doi cai și cu 3.000 de la 10 scroafe ar avea deja 7.000 de souri. Cu vierul și cu vierul grăsunii și cu cele 3 hectare aș de trece de cele 8.000 de souri. Oricum trece peste cele 4.000 oricum. Da, deci are două variante, să acceseze sub măsura 6-3 dacă îndeplinește condițiile din ghidul solicitantului, ca dimensiunea exploatației economice se încadrează la 6-3, unde poate să primească 15.000 de euro, sau sub măsura 4-1 dacă vrea un proiect mult mai mare cu cofinanțare. Am înțeles. Domnilor, acestea fiind spuse, emisiunea noastră s-a apropiat de final, dar nu vreau să pun punct până nu vă anunț atât pe dumneavoastră cât și pe telespectatorii Agro TV că începând din această seară pot vedea aici, la postul nostru de televiziune, o altă emisiune extrem de interesantă. Le recomand cu căldură și anume Ce vor plantele. Imediat după noi urmează această emisiune. Să știți că este o emisiune extrem de interesantă. Este moderată de doi oameni bine pregătiți, Cristina Ghibu și doctor inginer Horea Ghibu, specialiști în protecția plantelor, oameni cu multă școală, așadar aveți posibilitatea să vă adresați direct celor doi specialiști, să aflați toate informațiile necesare pentru a ști cum trebuie să protejăm plantele și ce trebuie să facem pentru a le feri de boli, dăunători și așa mai departe. Aveți toate motivele să rămâneți în continuare pe Agro TV. Cum vă spuneam un pic mai devreme, începând cu ora 22 începe Ce vor plantele. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că ați fost în seara asta aici. Le-ați oferit celor de acasă răspunsuri interesante și utile, în primul rând. Telespectatorilor le spun că noi, cei de la Agricultura la Raport, ne revedem cu domniile lor mâine seară, începând cu ora 20. Până atunci, rămâneți alături de Agro TV și urmăriți Ce vor plantele.